Așa cum am anunțat, la început va vorbi Părintele Mihai Vilea de la Buzău. Părinte. Mare este Dumnezeu și Hristos a înviat. Dragii mei, nimic nu e întâmplător. Eu astăzi trebuia să fiu în Soroca, cetatea lui Ștefan cel Mare, în Basarabia noastră dragă, deoarece sunt român de două ori, dublă cetățenia. Dar un glas de sus mi-a zis să îndreaptă în mare grabă pașii spre capitala României, spre București. Că vei descoperi acolo lucruri minunate pe care numai Dumnezeu le poate face. Ca această seară minunată în acest Muzeu Național al Țăranului Român, unde am descoperit acești minunați artiști români, Nicolae și Sorin, care împreună formează icoana sufletului românesc. Cea mai frumoasă icoană pe care o poate avea poporul nostru, țăranul român. Nu degeaba suntem la acest Muzeu al Țăranului Român. Și ne-am convins că acest muzeu este viu. Când zicem muzeu, ne gândim la lucruri vechi, fără suflet, fără viață. Iată ce este istoria neamului românesc. O istorie vie, o istorie mărturisitoare, o istorie plină de credință, de nădejde și de înviere. La acești doi mari artiști din Arhaic, această formație, care duce cu gândul la începuturile neamului nostru românesc, la daci care n-au pierit, bunei noștri, strămoșii noștri, ei sunt, și nu romanii, noi suntem daci, de aceea suntem aici și nu vom pleca din Dacia, pentru că aici ne-a lăsat Dumnezeu, pe această gură de rai, pe acest plai mioritic, pe care atât de frumos l-au cântat Nicolae și Sorin. Aproape că n-am știut ce să admir mai degrabă la ei. Costumul acesta românesc, din moși strămoși, de pe timpul dacilor, așa se îmbrăcau dacii noștri. Aceștia sunt adevărații români, care ținem la tradițiile noastre, la portul nostru românesc, la limba noastră dulce, care este cina de taina carpaților noștri. Să ne fie dragă limba, să ne fie dragă credința ortodoxă, să ne fie drag strămoșii noștri, voievozii noștri, istoria noastră. Costumul acesta tradițional și popular este costumul neamului nostru românesc. Atâta simplitate, atâta lumină, aceasta e ortodoxia, acesta este românul mare, prin simplitate. Ce este smerenia, simplitate, dumnezeire, lumina? Mi-aduc aminte de Grigore Vieru, de veșnică pomenire, luceafărul limbii române, dincolo de Prut, o poezie de-a lui. Sunt un fir de iarbă și mai mult nimic. Ce cuvinte mărețe, dumnezeiești inspirate, un fir de iarbă, îl poți călca și firul se ridică și este teamă. Îl poți tăia
și firul crește la loc. Îl poți arde și se reface din nou, precum pasărea Phoenix. Acesta e românul. Acesta este dacul nostru de odinioară, plămata neamul românesc. Nu vom pieri, vom rămâne aici, că aici ne-a lăsat bunul Dumnezeu în această gură de rai. Ce bine ar fi să purtăm toți costumul acesta popular și românesc. Ca preot, de câțiva ani slujesc în acest costum tradițional. Făcut de viața mamă, cu lacră și cu flori a pus pe acest costum, veșmânt preoțesc, cu semne populare românești, negru și alb, albastru, culoarea cerului, roșu, sângele martirilor neamului românesc. Acestea sunt culorile care fac parte din ființa portului nostru românesc. Aceste culori. La această bucurie, la această sensibilitate, vă chem pe toți fraților și surorilor. Împodobiți-vă cu astfel de veșminte. Arătați cine sunteți. Suntem români. Suntem ortodoxi. Suntem creștini. Suntem oameni. Suntem locuitori acestei cetăți. Acesta este românul nostru. El cântă oricând. Românul întotdeauna, el crede în Dumnezeu. Citiți istoria literaturii române de George Călinescu și acolo veți vedea chiar la început cum este descris românul. Românul crede și are încredere în Dumnezeu. Românul crede în înviere. Românul se bucură. Românul tot timpul este cu fața la Dumnezeu. Românul știe să are pământul și seamănă sămânța cu această nădejde că numai bunul Dumnezeu dă roadă pământului. Mă bucur enorm de mult că Dumnezeu mi-a dat această șansă să vin aici la București. În această cetate a bucuriei și am atâta bucurie în mine, oricâte lipsuri aș avea, oricât de sărac aș fi, sunt foarte bogat în bucuria. Am multă bucurie, enorm de multă bucurie și umplu foarte mult. Oriunde sunt români împrăștiați, fie în Basarabia, fie pe la Cernăuți, unde avem atâția români, fie pe Valea Timocului, unde avem români, fie în diaspora peste tot și mă duc pretutindeni și le spun, mare Dumnezeu, bucurați-vă, fraților, că suntem români, că suntem ortodoxi, că avem o istorie sfântă și dumnezeiască, că noi ca popor niciodată n-am fost peste alții. Să-i deranjăm, să-i cotropim. Am rămas aici, în Dacia, să ne apărăm și nevoile și necazuri, cum spune Maria sa, poetul Mihai Eminescu. Două mari arme are diavolul asupra noastră, la ora actuală. Duce o luptă de viață și de moarte împotriva noastră. Și se folosește de două arme. Prima, tristețea, deznădejdea. De aceea avem multe suicide, de aceea avem stres, de aceea oamenii nu mai au poftă de viață din cauza tristeții. Și o altă armă a diavolului este frica. Ne este frică. Ne este frică de orice. Ne e frică chiar de umbra noastră. Doamne, ferește! De aceea le spun tu, mare e Dumnezeu, dar e mare tare.
E mare tare. Păi dacă Dumnezeu este cu noi, dacă Dumnezeu a dat această țară, dacă Dumnezeu ne-a dat credința cea adevărată, ortodoxă, ne-a dat învierea, de ce să ne fie frică? De ce să fim triști? Hristos a înviat, iubiților. De aici vine bucuria, vine de la Hristos. Păi dacă l-avem pe Hristos, avem multă bucurie. Acolo unde este Hristos, în inima, în suflet, acolo este imensa bucurie, care nu poate fi ștearsă de roc, nu poate fi încarcerată, nu poate fi împușcată. Bucuria credinței, bucuria învierii, bucuria prezenței lui Hristos. Și pe Hristos îl simțim întotdeauna în liturghie, iubiților, nu la televizor. Să ascultăm liturghia sau la radio, ci să mergem să îngenunchem la crucea lui Iisus, în fața altarului, la icoana Maicii Domnului, că nu vom plânge noi, vor plânge atâtea icoane și vor plânge moaștele care astăzi ne-au adus aici, moaștele Sfinților Martiri Mărturisitori din temnițele comuniste. Bucurie și iarăși bucurie. Așa cum spunea Sfântul Serafin de Sarov, un mare puznic al bucuriei, cu cine se întâlnea. Hristos a înviat, că era iarnă, că era vară, că era primăvară, și spunea așa, tu ești bucuria mea, bucurie fraților. Care a fost primul cuvânt pe care Iisus l-a spus în ziua învierii, în zorii zilei de duminică, femeilor numerosițe, care au fost mai curajoase decât noi bărbații, nu le-a fost frică de soldații romani care păzeau cimitirul de la Ierusalim. Nu le-a fost frică de strigoi și de întuneric, pentru că știau unde merg. Merg la Hristos, merg la Dumnezeu, care este lumină, care este viață. Și Iisus le-a răsplătit pentru curajul acesta, pentru această credință, pentru această iubire, cu cel mai frumos cuvânt, bucurați-vă! Bucurați-vă, a zis Iisus, și nouă e valabil acest cuvânt, bucurați-vă! Și iarăși bucurați-vă, cu noi este Dumnezeu, mare este Dumnezeu, a înviat Hristos, a înviat adevărul, care nu poate fi mormântat, care nu poate fi distrus. Învierea este totul, în afară de înviere nu mai există nimic. Învierea este ultima stație. Învierea este bucurie. Dacă dumneavoastră ați merge într-un cimitir, pentru că toți avem pe cineva drag înmormântat în oricare cimitir. Și dacă l-am găsit viu lângă cruce, care marchează credința neamul românesc, e că v-ați bucurat. Cu siguranță. Păi cum să ne bucurăm dacă Hristos a înviat? El este înviat. El este viu. Această ortodoxie, o credință vie. Marele pericol este secularismul și globalismul. Două curente, ca doi tăvălugi, care au pornit de la diavol, care lucrează să ne piardă. Secularizarea, care înseamnă pierderea, slăbirea sentimentului religios, a credinței că ea să devină ceva învechit, demodat, ca o piesă de muzeu. Și de multe ori și noi suntem cuprinși de acest lucru. Mergem la biserică, ne place Hristos, ne uităm la icoana Lui, îi ascultăm Evanghelia, dar plecăm de la biserică și spunem în gând așa, Iisuse, ți-ar sta bine în biserică. Tu rămâi în biserică, că aici este locul tău. Așa se întâmplă. Ori noi trebuie să luăm pe Hristos din biserică și să-L ducem în lume, să-L vestim. Așa cum au fost Sfinții Martiri Mărturisitori, l-au vestit pe Hristos călăilor, pe mulți au îmblânzit. Pe mulți au la credință, mărturisirea. Aceasta este cerința veacului în care trăim. Să mărturisim pe Hristos și să ne bucurăm de Hristos. Aceste cântece atât de frumoase pe care Sfântul Nicolae ne le-au intonat, ne-au înălțat atât de mult
încât în cer mi se pare asta, Doamne, parcă a fost o vecernie, parcă a fost poeziile lui Ioan Alexandru, lui Vida Lină, poetul Ardealului, poetul imnelor ale iubirii, ale învierii, neamul românesc, aceste texte atât de frumoase despre daci, daci liber. M-am întors de curând din Maramureș. Am fost la Sighetul Maramureșului. Am îngenunchiat în acel memorial al durerii. Mi-a luat zile întregi ca să pot să citesc fiecare nume sacru al martirilor mărturisitori din terițele comuniste, unde cei mai frumoși români, cei mai credincioși, cei mai intelectuali, cei mai bravi, cei mai curajoși au fost omorâți, au fost chinuiți. Pentru ce? Că l-au iubit pe Dumnezeu, că au avut iubire și bunătate, că au crezut în Hristos, că au iubit neamul acesta românesc, așa cum sfinții martiri mărturisitori atât de mult au suferit. Maramureșul e Dacia liberă. Maramureș umplea atât de frumos, cu atâtea biserici, cu atâția creștini împodobiți în straile lor populare și românești. S-a cântat aici despre Brâncoveni. Martirul Brâncoveni este cea mai frumoasă icoană a neamului nostru românesc. Și mă bucur atât de mult că Patriarhia Ortodoxă Română a declarat anul 2014 anul Brâncovenilor. Se merită un an întreg și o veșnicie întreagă să dăm glăsuire despre acest martiraj. Cine astăzi mai moare pentru Hristos, pentru Ortodoxie? Cine mai moare astăzi pentru țară? Nu de unul singur, ci să moare cu toți copiii, să-i dai ca jertfă pe altarul credinței ortodoxe, ce voievo, ce președinte, ce conducător de orice instituție din țara noastră are curajul să facă gestul acesta atât de minunat. Au trecut 300 de ani de la acest martir care strălucește pe zi ce trece. La fel și sfinții martiri și mărturisitori au fost sacrificați. Brâncoveanu a fost omorât nu pentru politici ale vremei de atunci, nu pentru subminarea economiei Imperiului Otoman care pusese piciorul peste acest plaie românesc. Miza a fost alta, că Brâncoveanu era ortodox. De aceea se duce atâta luptă și în Ucraina. De ce? Că avem cele mai multe moaște ale sfinților. Laura Pecescă este plină de sfinți martiri. De aceea acolo clocotește un război ca să țâșnească din cauza forțelor necuratului. De aceea să ne unim, iubiților, cu rugăciune, cu pocăință, cu spovedanie și să strigăm la Maica Domnului ca să ocrotească lumea întreagă. Nu ne trebuie război. Războiul nu rezolvă nicio problemă. Războiul distruge, omoară. Dar pacea zidește. Hristos a venit pentru pace, a venit pentru iubire, a venit pentru bucurie. Să ne dea această dimensiune a vieții veșnice pe care s-o trăim aici, pe pământ. Iubiților, am fost pe urmele Sfântului Iov, mare mărturisitor, român de-al nostru din Maramureș, de la Sighetul Marmației, apropiere, Uglea, dintr-un tată român, mare român, care a suflat dragoste de ortodoxie de Hristos și mama lui la fel. Dragostea aceasta de biserica strămoșească. Și Iov a suferit atâția ani de închisoare comunistă în Ucraina. Comuniștii. Această fiară roșie cu multe capete. Chiar dacă a căzut comunismul, capetele
acestui balaur încă mai mișcă în lumea aceasta, făcând atâta rău prin necredință, prin indiferență, și a modificat armele. Dacă înainte comuniștii spuneau pe față, sunt ateu, sunt împotriva lui Hristos, astăzi atâția țin de colibă și spatele înjură pe Hristos. Vin la biserică din când în când și atacă biserica. Și scoate icoana din școala românească. Și scoate credința din sufletul românesc. Și acest Iov a suferit atât de mult și atât de greu în temnițele comuniste. Și iată că Bun Dumnezeu i-a răsplătit osteneala și jertfa. Trupul lui n-a mai putrezit. Aici este minunea lui Dumnezeu. Aici e măreția lui. A harului Dumnezeu care lucrează în sfintele moaștei pe care le găsim doar în ortodoxie. În miresmate, nu în bălsămate ca în muzeile egiptene, mumiile egiptenilor. Acelea nu sunt moaște. Aghiazma aceea în care se pune sare de către unii să se păstreze, aghiazma aceea nu e aghiazma. Cum spunea Mihai Viteazu, pe care atât de frumos l-au cântat Sorin și Nicolae. Aghiazma se sfințește cu harul Dumnezeu, nu cu cruce de argint sau de metal, nu acesta, nici măcar busiocul. Nu sfințește aghiazma mare, ci folosim busiocul că e românesc. Folosim busiocul, e o floare. Folosim busiocul care are proprietățile unui burete care absorbe. Folosim busiocul că el dă această apă sfințită atât de fin o strupește. Una este să ia preotul cu mâna aghiazma să arunce prin casa să sfințească. Și alta este să iei busiocul, să iei o floare. Cu o floare tinerii noștri, în decembrie 89, au răsturnat un regim. Nu cu arme, ci cu Tatăl nostru, cu credință, cu iubire, cu bunătate. Distruge un sistem ateu și diabolic. Iată ce ne-au învățat martirii mărturisitori. Nu ne răspurați, au spus. Noi așteptăm mila lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Și în 2007, pe 22 octombrie, când au umblat la mormântul lui Iov, l-au găsit întreg și cu bună mireasma, mireasma florilor. Florile e cea mai mare dovadă că există Dumnezeu. Într-un metru pătrat am fost la grădina botanică de la Cluj și am văzut acolo zeci de flori. Am îngenuncheat. Așa se face înaintea unei flori. Se îngenunche. Este icoana lui Dumnezeu. E lacrima lui Dumnezeu. E frumusețea lui Dumnezeu, cum spune Dostoevski în atâtea scrieri ale lui. Floarea este minunată. Orice floare este minunată și miresmată. Și florile sunt atât de diversificate, cu mirosuri diferite, parfumuri diferite. Dumnezeiești, cine dintre dumneavoastră a fost vreodată pe o câmpie, pe o pajiște într-o grădină, cu vopseluri să vopsiți? Oricât v-ar place pictura, nu puteți colora niște flori vii. Oricât de parfumuri ați avea voi în poșetele voastre, niciodată nu puteți da un atât de parfum precum o floare. Să ne păstrăm naturalețea și să lăsăm chimicalele care sunt cancerogene. Să fim flori naturale și să mâncăm natural și să ne îmbrăcăm natural și să facem lucrurile naturale și simple în toată profunzimea și frumusețea lor. Florile au atâta mireasmă. La fel Iov, ca și aceste moaște, iubiților, e atâta mireasma ta bucurie, atâta plăcere, simți ele.
ele te apropie, nu te întristează, nu te repugnă, ți-e drag să le îmbrațe, pentru că sunt moaște, sunt purtătoare de har, dumnezeiesc ca moaștele lui Iov, acest sfânt martir din tențe comuniste. Român de al nostru, iubiților, maramureșan din țara dacilor liberi, putem spune că este primul sfânt din tențele comuniste canonizat de Biserica Ortodoxă din Ucraina. Sora bisericii noastre ortodoxe române, cinste lor la canonizare în 2008, pe 18 septembrie, au fost mulți erari și au fost și din Maramureș, preasfințitul Iustino, ca delegat al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, ca mărturisitor că și noi în România avem atâția sfinți care așteaptă și canonizare. Și Dumnezeu îi are deja sfinți. Rămâne doar ei să fie trecuți în calendar, pentru că din temnițe ei deja se află în sinaxare, deja se află în cărți, deja se află în inima poporului român. Aici este canonizarea. Inima poporului român, dacă ea are la suflet, la inimă, de aceea au cântat Sorin și Nicolae în această seară și despre inima, iubiților. Totul să facem din inimă, să facem cu inimă, să punem suflet, oriunde ar fi, în orice profesie am avea, să punem suflet în orice, să punem har, să punem credință, să-L punem pe Dumnezeu și să chemăm sfinții. Eu îi simt atât de aproape și dacă am făcut ceva în viața aceasta, lucrarea a fost a sfinților, a martirilor, a mărturisitorilor. Și în calendarul bisericii din Ucraina, Sfântul Iov este trecut pe 15 iulie, iar acolo majoritatea merge pe calendarul vechi, ca și în Basarabia, ca și în Rusia, ca și la Athos, ca și la Ierusalim, pe 28 iulie. Iubiților, nu contează atât de mult că e pe vechi sau pe nou. Dumnezeu e veșnic. Nu-i pe nou și nici pe vechi. Hristos nu-i nici pe vechi, nici pe nou. Hristos e veșnicia. Important este să iubim pe sfinți. Important să rămânem ortodoxi. Important să fim în ascultarea bisericii noastre ortodoxe române, pentru că suntem români. Să fim în Evanghelie. Să fim cu sfinții. Cu acești mărturisitori. Să ne rugăm. Ei sunt adevărații prieteni care nu ne trădează, care sunt cu noi și pentru noi. Cel mai mare dar ne-a dat Dumnezeu, sfinții, valută forte. Nu vom pieri ca neam atâta vreme cât avem pe acești martiri, atâta vreme cât vom alerga la ei. Nu vom pieri ca neam atâta timp cât avem această bucurie a învierii lui Hristos. Iată de ce suntem astăzi aici, ca să înțelegem cine suntem, chiar lucrând la o carte. Cine suntem? E mare lucru să știi cine suntem. De unde venim? Că n-am venit din hazard. Nu ne-a creat Bing Bang. Nu am ieșit din coada maimuții. Ci suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem fii ai cerului. Prin botez. Suntem membri ai bisericii apostolice de 2000 de ani. Avem o istorie, avem o credință, avem o identitate. Îl avem pe Hristos. Dumnezeu este cu noi, Maica lui este cu noi. Sfinții martiri sunt cu noi, de aceea nu mai fi striști, indiferent ce vremuri vor veni. Mare e Dumnezeu și bun cu fiecare din noi. Vă împărtășesc sufletul și inima dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea la toți, cum zice Părintele Cleopa, o colțișor de rai, că e atât de mare rai și doar în rai au mai rămas locuri libere, de aceea să ne pregătim cu siguranță ca acei sfinți martiri, mărturitori care astăzi ne-au dus la București, ne-au dus la acest muzeu al țăranului român, cinste acestui muzeu,
organizatorilor, ostenitorilor acestui muzeu. Ne-a dat o mare lecție, o lecție de curaj, o lecție de prețuire față de acei sfinți martiri mărturisitori. O lecție românească, o lecție vie, aceasta este școala cea vie, școala românească, să ne plecăm în fața martirilor și să mergem pe la mănăstiri și să mergem pe la sanctuarele noastre și să vedem cât de frumoasă este România, care înseamnă, o, în rai, bucurie sfântă.